Salutare toată lumea și bine m-am găsit la un episod de Samp, ca de obicei jucăm pe Bugged. Nu ezitați să apăsați și voi pe butonul subscribe și da, fraților, hai să vedem. Bă, vă mai zic ceva, dacă vreți să vorbiți alături de mine pe acest server, vă duceți să vă cumpărați un walkie-talkie, nu știu mie de cum se numește chestia aia, dintr-un 24 din 7 de la, știți voi, shop de la, nu știu, pana mea, adică 24 din 7, what the fuck? Așa, într-un magazin de la și vă luați un walkie-talkie. După aia intrați în secvența 1830 și aici sunt și eu, deci vă dă salal. Da, deci practic vorbim împreună, aici mă găsiți și voi, scrieți slash vt sal sau slash vt sal raul sau chestii genul. Ok, păi în acest episod vreau să mai muncim un pic la jobul nostru, pentru că știți că eu acum vreau să fac skill 6 la farmer. Da, avem acolo 5 din 6 skill-ul. Hai să ne apucăm să mai muncim. Sper că nu mă plictisește prea tare. Dacă mă plictisește chestia asta că eu muncesc la farmer, ori dați skip la episod, pur și simplu vă uitați, gen, da, dați skip la episod, adică vă duceți la următorul episod, așteptați ziua de mâine să vă uitați, ori îmi ziceți în comentarii și o să încerc să muncesc mai mult off-camera, pentru că n-ador cu mai mult decât să muncesc dacă n-am un gang sau ceva sau o facțiune să mă ocup de ea în fiecare zi. Sincer, nu prea am ce să fac așa de mult. Eu cam dată caut o facțiune care să fiu acceptat, dar la levelul meu, chiar dacă am level de multe facțiuni, pur și simplu nu sunt acceptat, pentru că sunt alții care au level mai mare decât mine și logic o să-i accepte pe ei și nu o să mă accepte pe mine, adică, na, mă rog. Ok, avem FPS de limiterul. Nu știu dacă am FPS de limiterul ăla. Mă rog, nu l-am, nu l-am. Ok, deci avem și noi level 12, perfection 9, pana mea. Deci nu suntem în nicio facțiune. Ok, tipul ăla e acolo pe pauză, nu știu ce face exact. Da. Am făcut și noi 2000 de kilometri pe mașina, apropo, deci la mulți ani pentru mașinuța mea frumoasă, care a îndeplinit și a 42 de zile, cred că. Cred că 42 de zile, asta sunt mai un pic. Da, 42 de zile am îndeplinit. La mulți ani, să zic un pic. La mulți ani, ce să-i zic. Da, eu zic la mulți ani la mașină fiecare zi. Ok, deci mulți mă întreabă dacă vând mașina asta, dacă le vând mașina asta. Știu că e o mașină foarte ieftină și multă lume vrea și multă lume și-o permite. Și vă dați seama că când o văd de lumea cu atâția kilometri făcuți, când cred că eu sunt... Eu sunt printre primii de pe server care au atâția kilometri pe un merit. Cred că sunt primul care are unul mai mulți kilometri pe merit, adică pe mașină merit, decât mine. Plus că sunt 100 de merituri din 500.000 de mașini. Deci da, sunt foarte puține merituri pe server. Extrem de puține, 0,2% cred că, sau 0,1% din toate mașinile care sunt pe server. Și da, eu cred că sunt primul de pe server care are 2000 de kilometri pe merit. Și pana mea, o mașină destul de rară odată aceste 100 din câte 500.000 sau ceva de genul spectrile personale. Dar v-am zis, nu o vând pentru că e mașina mea, e prima mea mașină de pe server și vă susțin de amintire. Hai că mai îmi cumpăr eu o mașină pe lângă ea, asta e altceva. Dar nu o să-mi cumpăr prea curând oricum. Deci nu o dau, punct. Dacă îmi dați 100 de caca pe ea, o dau, atunci da. Glumea, mă, nu o dau nici atunci. Nu o dau, mă, pe nicio sumă de bani. Asta e prima mea mașină, e mașina mea de suflet, e mașina care m-a ajutat la tot și pe care o bușesc în fiecare zi, deci nu există o zi în care să nu bușesc, nu contează. Uuu, ce drifturi, ok, o să plecăm aici. Deci, e mașina mea de suflet, care niciodată n-o s-o abandonez. Ok, hai să muncim. Bă, da, hai să găsim și noi subiecte de discuții. Asta e o chestie acolo, vedeți, e ca un fel de border, wow. O să găsim subiecte de discuții când muncim cu tractorul, ca să nu ne plictisim. Da, deci m-am apucat și de meditații, fraților, facem meditații. La matematică, logic. Și la română o să fac, da, la română poate în timpul săptămânii luni, mai cum ai decis să de acum ar veni meditații la română. Oricum, nu știu ce să zic, eu la mate am avut azi, sâmbăta, și nu e chiar rău, nu e chiar rea profesoara, dar nu știu, nu e matematica, nu e punctul meu forte, dacă vreți, dacă știți ce zic, și nu sunt cel mai priceput la matematică, așa că da, n-am ce să zic. Oricum, pana mea mă ajută, chestii... N-am de ce să nu o fac, mă ajută, nu? Nu o să mă ajute cam cu nimic, așa zic și eu aiurea, ca să mă dau mare așa, ca să fiu așa, știi? Nu o să mă ajute cu nimic. Practic, dacă nu exersezi tu în timpul liber, are dreptate profa de mate, dacă nu exersezi în timpul liber, n-are cu ce să te ajute, adică degeaba stai și te explic acolo de prostă, dar tu nu înțelegi nimic, așa.
Oricum, hai să vedem, vând bani și 272 de zile, 5 km, 250 de... ah, live. Dar de ce dracu vă puneți adurile aici în... Pana mea. Zarelele. Zarelele. Primul player care ajunge la mine cu un tip de... un vehicul de tip MRG500 primește o sumă de 15k. Știți care e faza? Chestia alea, chestia aia cu eventul ăla este o prostie, pentru că el se gândește înainte. Bă, stați așa un pic. Deja aveți invidiu de poliție și surugați să vină off duty. Așa, mă rog. Da. Deci, faza este că... știi, calcula, pentru că nu mulți au NRG de pe server. Și aia care au NRG zbogați și n-au nevoie de 5k odată ce au sute de caca, nu? Asta este, da, tactica mea de a gândi. Acum, dacă voi gândiți altcumva, da, pana mea. Dar eu asta zic că e tehnica lor. Adică se gândesc, frate, că nu o să vină, adică o să vină toți proștii aia, cred că... Dar există un spawn net să vină, gen, să se spawneze numai mașini NRG, ăsta, numai motoare NRG, o chestie de genul. Nu știu, zic și eu. Care mă la oare ce level e asta? Slash ID 10. Oh, level 25, chestii. Bă, nu-i chiar nasol. Adică e bun acolo. Stați așa să facem așa. Deci, da, legătură cu mașina. Sincer, e mașina mea de suflet. A, ofer chei, deci cheile nu se pune problema, le ofer, cum să nu. Dacă veniți la casa mea și vreți chei, le ofer fără nici cea mai mică problemă. Na, pana mea. Puteți lua cheile. Veniți la acasă la mine, ziceți, bă, frate, vreau și o cheia de la Merit. Fac, slash, give key, ID-ul tău și gata, frate, ai cheia de la Merit. Nu se pune problema, bă, nu-ți dau chei, nu știu, plătește, mă, nu știu ce, nu, frate. Dau cheile gratuit la cei care schiriași la casa mea și care sunt abonați la canal, logic, nu? Adică, pana mea, trebuie să fii și abonat la canal, să fii așa fănuț, chestii, finuț, chestii, nu? A, și din câte vedeți, mi-am scos unele moduri, mi le-am scos pentru simplu fapt că deja nu mai îmi plăceau și, na, am zis că modurile de TB simple sunt destul. Fac destul la treabă, nu? Ok, vedeți un pic. Slash it 51k, hai că e bine. Hai să vedem, salut. Ok, facem drumul nostru, adică suntem pe drumul nostru pe skill 6 la acest job minunat. Și, da. Unii, nu înțeleg, unii chiar sunt 860 km la mașină, adică... Bine, asta e și adevărat, adică când mașina e veche și... Pana mea e și... Are și mulți kilometri. E și logic să coste mai mult, dar unii, frate, caută numai mașini de alea vechi și scumpe. De exemplu, eu am găsit o mașină nouă, cum e asta, și un puțin kilometri, cum e asta, am luat-o la 20 de kilometri sau la 10 kilometri, nu mai știu, 20 și ceva de kilometri, parcă am luat-o, da, 20 și ceva de kilometri. Și na, ne-am făcut singur, frate, și sincer nu mă prea interesează de kilometri, adică kilometria aia a mers cât am avut nevoie de ea, așa. Și mașina este folosește de ea, nu să vezi câți kilometri are, adică, nu știu, chestia cu kilometri e pus așa, să vezi și tu cam cât ai mers și să crească prețul la mașină când ai mulți kilometri, nu? Ce nume e bundle? Slash ID ban de... Oh, level 100! Level 100, nu mă uitam la ping. Level 43! Dacă îi se pare, rip. În casă 481 de tip big în LV, casa are în apropiere magazin 24.7, mezinărie și gun shop. Păi și legătura are că are în jur mezinărie și gun shop? Îi crește valoarea în funcție de asta sau? Nu înțeleg. Da, bă, am aplicat în taxi, în SF Taxi, nu m-a acceptat. Am aplicat în SF News Reporters, nu m-a acceptat. Am aplicat în LV School Instructors, nu m-a acceptat. Bă, frate, lasă-o dracu, aplică unul cu level 50 și l-a acceptat pe el, bile, frate, lasă-o dracu. L-a mai acceptat pe unul care avea o cerere de tot căcatul, frate, adică... O aplicație, pardon, frate, de ce era de tot căcatul? Zici că o scris-o un copil de rang, cred că frate mi-o scrie mai bine decât ăla. Și l-a acceptat pe el, mă. Ok, bă, oricum, mi se pare foarte ajută chestia asta și clar, pile, adică, și mai stresăm atâta, nu?
Nu merită să ne mai stresăm atâta. Ok. Muncește pentru încă 51 de secunde pentru a fi plătit. 50, 49, 48, 47, 46, 45. Dar oricum, comunitatea asta Bughead e printre cele mai mari din România, dacă nu cea mai mare. Cred că e cea mai mare totuși, pentru că Bizonul nu are atâția playeri. Asta are 740 de playeri, Bizonul cred că are vreo 300 sau 200. Doar la gift are mai mult, dar nici atunci nu prea are mai mulți. Eu nu știu când se activează giftul, sper să se activeze cât de curând, nu știu. Oricum, vine iarna, vine toamna, vine Paștele, vine vara. Acum zic așa, când știu 100% că se activează. Normal, când e un anotimp, nu se activează, nu? Adică... Așa, să slash ID nfs. Nfs Tarok. Există clanul nfs în care doar el e? Cum naiba să ai mă clan în care doar tu să fii? Ăsta e singurul player care e în clanul NFS. A, poate e singurul, adică e singurul online, dar totuși dintr-un clan să fie doar unul. Foarte ciudat. Hai să mergem, nu m-am uitat la timp și de aia mai am destul de puțin. Mai am ceva de mers până acolo, dar mă rog. Nu contează, ia uite mă, meritul meu frumos, pentru că se merită, că e merită. V-ați prins voi? Ok. Se merită, că e merit. Băi, eu m-aș face sincer taxi personal, dar... Eu fac așa taxi personal, știi? Dar na. Nu, adică poți să te faci taxi personal, să duci un prieten într-o parte în alta, dar totuși, nu prea. Nu prea îți vine cheful ăla, nu prea am eu cheful ăla, știi? Dă-te la o parte, bă. What? Ăla chiar a dispărut de acolo, din fața mea? LOL. Asta a fost foarte ciudat. Frână! Frână, pune, frână! Și acum o să fac așa o mică... Nu, a venit pe contrasens. Bravo! A, l-a putut pe el în pula, deci am zis. Acum o să iau așa o mică curbă. Și o să pun mașina așa. Perfect! Ia, intre aici și drumul aici, bă, ești retardat, așa. 757.000, hai că suntem bine cu banii. Bă, oricum, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Da, și ne vedem data viitoare. Bye, bye.